We draw life and joy in His fullness. Pentru că de la altarul Domnului primim viață și bucurie de plinătatea Lui. The more we celebrate the Eucharist, cu cât mai mult vom celebra Sfânta Liturghie, the more we are growing in the light. Cu atât mai mult vom crește în lumină. The more we go ahead from the Eucharistic life, și cum ne vom depărta de Sfânta Liturghie, the more people start to suffer different negative consequences. Cu atât mai mult cei ce fac aceasta suferă consecințele negative. I go the whole world. Eu merg pe întreaga lume. I meet different kinds of people. Și întâlnesc diverse tipuri de oameni. Often many problems in the life of people because of the lack of sacramental life. Și multe dintre problemele oamenilor se datorează lipsei sacramentelor din viața lor. When we were young, how happy we were. Când eram mici, ce fericiți eram. We were so joyful. Eram așa de fericiți, bucuroși. Even parish priest, talking to us that we are the living saints. Chiar și preoții paroh, când vorbeau despre noi, spuneau că suntem niște sfinți în viață, niște sfințișori. As we were growing up, dar pe măsură ce am crescut, what happened? Ce s-a întâmplat? The joy and the peace, it disappeared from our life. Bucuria și pacea au dispărut din viața noastră. Gradually we fell in sadness. Și treptat am văzut în tristețe. We fell in negativity. În negativitate. As a result of which we lost hope in our life. Și ca rezultat am pierdut speranța în viață. Now we have no meaning for our life. Acum nu mai vedem sens în viața noastră. So, people fall in depression. Oamenii cad în depresie. Basically, there's no meaning, there's no value for life. Și nu mai văd niciun înțeles, niciun scop pentru viața lor. It happened not just all on a sudden. Și asta nu se întâmplă doar așa brusc. It was a process. A fost urmarea unui proces. Yes, the same way, to come back to happiness is also a process. De asemenea, a te întoarce la fericire este un proces. So what is most important? We have to fall in love with the Eucharist. Ceea ce este cel mai important în final este să ne îndrăgostim de Sfânta Liturghie. Celebration of the Eucharist with your intellect and your faith, it will bring you lot of blessings in your life. Celebrarea Sfântei Liturghii cu intelectul și cu credință vă va aduce multe binecuvântări și bucurie în viață. Eucharist is more than a celebration. Sfânta Liturghie este mai mult decât o celebrare. It's all about our life. Ci este însăși viața noastră. It's a place where we open our hearts to the Lord. Este locul care ne deschide inimile Domnului. We accept Him into our heart. Și l-acceptăm în inima noastră. Thus Jesus becomes the Savior of our life. Și astfel Iisus devine Salvatorul vieților noastre. This small reality, though it is powerful, often we don't recognize it. Dar această mică realitate nu mai este puternică dacă nu îi cunoaștem înțelesul. If Jesus comes today, dacă Iisus ar veni astăzi aici, sorry, I made a mistake. Iertați-mă, am făcut o greșeală. Not if Jesus comes, Jesus is here. Nu dacă ar veni, Iisus este deja aici. And He puts two things in front of you. Și ar pune două lucruri în fața voastră. One place it is healing. Într-un loc este vindecarea. The other side it is faith. Și în celălalt este credința. What you will choose? Ce veți alege? Credință. What you will choose? Ce veți alege? Yeah, you say from your mouth, but in the heart you say, I will choose healing. Da, cu gura spuneți credința, dar în inima voastră veți vindecare. For me, I choose faith. Pentru mine, eu aș alege credința. Yes, in grace I receive faith. Pentru că în har eu primesc această credință. If I have faith, și din moment ce am credință, I have everything. Am totul. One person after the retreat, he told me. O persoană după ce a mers la colegia mea a venit și mi-a spus. Father Anthony, give me Jesus, you take away everything. Părinte Anthony, dă-mi pe Iisus și poți să-mi iei în rest totul. A manager of a big bank, he is telling. Și era directorul la o bancă mare și el mi-a spus aceasta. Give me Jesus. Dă-mi pe Iisus. Take away everything else. Și restul poți să-mi iei restul de ocupare. It's the power of faith. Este puterea credinței. But if you choose healing, what happens? Dar dacă alegi vindecare, ce se întâmplă? It's not bad.
Nu este un lucru rău. It's a blessing from God. E o binecuvântare. Really, we have to accept it. Pe care trebuie să acceptăm. But one nature with the healing. Dar este o mică problemă cu vindecarea. That we understand with the nature of the body. Care este natura vindecării? Să înțelegem natura trupului. What's the nature of the body? Care este natura trupului? When one sickness is healed, când o boală se vindecă, another one is coming. Alta vine în locul ei. Da. That's the nature of the body. Asta este natura trupului nostru. What's the nature of the problems? Care este natura problemelor? When we solve one problem, când rezolvăm o problemă, then we think, oh, now I am fine. Ne gândim, acum sunt în regulă, acum este bine. I solved it. Am rezolvat-o. All of a sudden, another two are coming. Dar dintr-o dată, alte două probleme apar. There's no solution. Care nu mai au soluție. That's the nature of the body, nature of problems. Asta este natura trupului, natura problemelor. 3 years before, Jesus healed my mommy from cancer. Acum 3 ani, Iisus a vindecat-o pe mama mea din cancer. After the operation, doctors gave only 3 weeks of life. După operație, medicii au mai dat doar 3 săptămâni de viață. But miraculously, Jesus healed my mommy. Dar în mod miraculos, Iisus a vindecat-o pe mama mea. It increased the faith of the family. Și a crescut credința familiei mele. But now my mommy got another sickness. Dar acum mama mea are altă problemă de sănătate. Ulcers. În stomacul rămas, un ulcer. One sickness goes, another one comes. O boală s-a dus, alta vine din nou. If we search after healing, we will never be satisfied. Dacă o să alergăm după vindecare, niciodată nu o să fim mulțumiți pe deplin. But faith. Dar credința. Faith. Credința. It gives us the grace. Ne dă harul. To accept the life the way it is. De a accepta viața așa cum este ea. And it will help us to understand the plan of God. Și ne va ajuta de asemenea să înțelegem planul lui Dumnezeu. We will never lose the peace from the heart. Și nu ne vom pierde niciodată pacea din inimă. We will never lose the joy from the heart. Nu ne vom pierde bucuria din inimă. The joy, what I mean, it is not after it is alcohol, the joy, that's what I mean. Dar când spun bucurie, nu mă refer la bucuria după ce vine după ce vrei alcool. The joy deep down in the heart. Și bucuria care nu vine adică în inimă. I am sick or healthy. Fie că sunt bolnav sau sănătos. I am happy. Sunt fericit. Externally, I may look sad. Poate că în exterior arăt trist. But deep down in my heart, I am joyful. Dar adânc în inima mea, sunt fericit. Nothing will separate me from the love of my Christ. Nimic nu mă va separa de dragostea Hristosului meu. Nothing will separate me from the love of my Christ. Nimic nu mă va separa de dragostea Hristosului meu. My Christ and myself, we are one. Hristos și cu mine suntem.